Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Pe asta sigur nu o să o credeți, dar bărbații se îndrăgostesc mai repede decât femeile. Cercetările asupra creierului uman arată că femeile rămân calme, iar bărbații devin mai romantici și mai pasionali. Psihologii care au studiat de-a lungul timpului felul în care se creează legăturile amoroase între două persoane de sex diferit au descoperit că bărbații nu au nevoie de foarte multe motive sau gesturi pentru a se îndrăgosti. În schimb, femeile sunt mai precaute și așteaptă inconștient ca cei de lângă ele să îndeplinească anumite cerințe ori standarde pentru a se implica la un nivel mai profund în relație. Sunt Consuela Bălaș și mă bucur tare mult că suntem din nou împreună, pe semne că v-ați îndrăgostit de noi și ați găsit utile edițiile noastre. Nu sunt singură în procesul acesta de a învăța cum să relaționăm, pe lângă mine este Florina Marie, pe care vreau să-l salut și să-i mulțumesc că suntem împreună și astăzi. Salutare! Băi, interesant ce ne-ai spus mai devreme. Dar... Eu întotdeauna am o problemă cu când se spune despre femeile fac sau femeile sunt sau femeile nu știu cum sau și bărbații. E, știi și tu că vorbim despre majoritar. Da. Și de asta vreau să subliniez chestia asta, ca să nu... Fie un standard. Da, să nu creăm un standard și dacă este vreo femeie care s-a îndrăgostit foarte repede, să zic, aoleu, nu sunt normală. Știi? Îmi place când clarifici tu lucrurile și faci ordine și lumină și curățenie. Păi da, mersi. Da. Vreau să ajungă informația cât se poate declară la oameni, pentru că altfel dacă noi stabilim niște standarde aici, s-ar putea ca unii să ia nemestecată informația, așa cum am vorbit data trecută, și s-ar putea să derutăm, știi? Și oricum... Cred că poate acum este momentul să mai zic încă o dată ce am zis de multe ori. N-aș vrea să ne facă pe cineva pe noi standard, nici pe mine, nici pe tine. Noi suntem doar niște oameni care am citit niște lucruri, care am trăit, avem și noi perspectiva noastră. Însă, cred că dincolo de asta, întotdeauna există o a doua, a treia, a șaptea perspectivă și este foarte important ca oamenii să verifice lucrurile astea pe care noi le spunem și mai ales să încerce să aplice principiile pe care noi le promovăm în relația lor. Eu văd foarte important lucrul ăsta. Chiar dacă de multe ori dăm exemple și dăm niște manifestări ale principiilor, eu nu vreau să iau oamenii de aici decât principiul pe care noi îl transmitem. Adică acea mentalitate, acea convingere. Și să ia principiul respectiv și să încerce să-l aplice în relațiile lor. Atunci cred că ai șanse mari să ai o relație faină. Referitor la studiul pe care tu l-ai spus mai devreme, poate că unii se întreabă ce înseamnă, frate, îndrăgostirea asta, cum adică ne îndrăgostim. Din ce am înțeles eu, repet, este o perspectivă, din ce am înțeles eu, îndrăgostirea este de fapt o chestiune chimică. Adică în momentul în care eu mă întâlnesc cu o persoană și îmi place de persoana respectivă, rezonez cu ea, sunt atras de ea și intru în interacțiune cu această persoană, în corpul meu se secretă niște hormoni. Și hormonii respectivi, pentru că este plăcută interacțiunea, sunt hormoni de plăcere, începând de la dopamină, oxitocină, serotonină, endorfine, testosteron și așa mai departe. Pentru că se secretă hormoni pozitivi în interacțiunea cu persoana respectivă, eu mă simt bine. Și ce voi vrea mâine când mă simt rău și simt când sunt singur și mă simt rău? Iar vreau să mă simt bine. Și creierul meu inconștient spune, vezi că ieri te-ai simțit bine cu fata aia sau cu băiatul ăla. Da? Și mă face cumva să caut din nou prezența acelei persoane. Și iar mă simt bine, vorbim, povestim, ne pupăm, mai știu ce facem și iar ne simțim bine. Și uite așa, simțitul ăsta bine ne face cumva să fim dependenți
de oamenii, mă rog, de partenerul lor, de care ne-am îndrăgostit. Îndrăgostirea asta, de fapt, înseamnă că în corpul nostru se secretă acei hormoni pozitivi care ne fac să ne simțim bine cu cineva. Asta este înțelegerea pe care eu o am. Și e foarte fain lucrul ăsta și ar fi bine să nu confundăm îndrăgostirea cu iubirea. Ar fi ideal. Voiam să te întreb acum legat de îndrăgostire, dacă tot am ajuns pe tărâmul ăsta simpatic și drăguț. Este obligatoriu ca cine se îndrăgostește primul să dezîndrăgostească primul? Nu. E posibil, adică dacă este un om mai instabil emoțional și când este sus, când e jos, e posibil să se întâmple treaba asta, dar nu știu dacă neapărat este o regulă. Eu cred că se dezîndrăgostește... Da, ar putea să fie. Nu știu, te vezi, nu mi-a pus problema asta. Că cel care se îndrăgostește repede, de ce crezi că de multe ori îndrăgostirea asta rapidă, știi de unde vine? Din faptul că tu te uiți la o persoană și ai tendința să vezi mai mult plusurile acelei persoane decât minusurile. Și cu cât o vezi mai dezechilibrat pe persoana respectivă, adică cu cât vezi mai mult plusurile ei și mai puțin minusurile, cu atât te îndrăgostești mai repede. Te atașezi mai repede și spui, wow, așa băiat, așa fata n-am văzut în viața mea. Cumva îți creezi foarte mari așteptări. Pui o presiune foarte mare pe persoana respectivă ca să rămână doar sus. Faină, frumoasă, atrăgătoare, elegantă, curată și așa mai departe. Și când peste o săptămână sau o lună îi vezi și latura cealaltă sau părți din latura cealaltă, uite, așa ajungi la dezamăgire. Și poate dezîndrăgostire. Păi n-am știut că tu ești și așa. Și cumva dezamăgirea asta sau dezîndrăgostirea asta, deci îndrăgostirea se produce în capul nostru și dezîndrăgostirea tot în capul nostru. Pentru că persoana respectivă tot așa a rămas. Dar noi, în prima fază, am văzut doar părțile bune și după aia am văzut și părțile rele și atunci am ajuns cumva la un echilibru. Și interesant ar fi ca de aici încolo să pornească relația. Când începi să-l vezi pe partener în echilibru cu plusuri și cu minusuri. Și de aici poți să începi să construiești o relație. Și de aici se poate ajunge la iubire și poate să ajungă la o relație echilibrată. Dar foarte mulți oameni aici se împiedică. N-am știut că tu ești și așa, și așa, și așa, și așa. Adică părți negative. Atunci li se taie, li se rupe și zici, gata, am terminat relația. Din păcate, nu. Cât de frumos ai spus-o. Vezi, și când ești spontan, și când nu ești pregătit, și când nu ești avertizat, ai așa cât un hint important pentru noi. A sunat foarte bine relația să înceapă în momentul în care cele două elemente se echilibrează. Cred că ne-ar scuti de foarte multă suferință. Da, da, eu cred că asta este foarte fain. Și nu, uite, vezi, ăsta e rolul educației, Consuela. Ăsta e rolul informațiilor. Și anume, o informație foarte valoroasă care a ajuns la mine cu ani de zile în urmă este tocmai asta. Fiecare persoană de pe pământul ăsta are toate trăsăturile. Adică orice om de pe pământul ăsta este și răbdător și nerăbdător. Și calm și nervos. Și darnic și zgârcit. Și ordonat și dezordonat. Și așa, și așa, și așa, și așa. Și dacă tu ajungi să te uiți la un om, da, uite, eu acum nu mai e cazul meu, când vine vorba de relație, de cuplu. Dar vorbim așa de un prieten, când dai peste un om și vezi că observi la el doar părțile astea faine, dintr-o dată trebuie să piuie ceva aici în mintea ta, bă, tu-l vezi dezechilibrat pe omul ăsta. Tu te atașezi sau te îndrăgostești de părțile lui pozitive doar. Și deja care rezonezi. Da, alea cu care rezonezi și care ți-ar plăcea să fie manifestate în viața lui. Și deja clar tu îl vezi în dezechilibru pe omul ăla. Și foarte fain ar fi ca să faci un exercițiu, stai puțin. Eu acum nu văd când el își manifestă și nerăbdarea și dezorganizarea și părțile alea nasoale. Nu văd că n-am cum, că de-abia l-am cunoscut, dar sigur le are. Și ar fi bine să conștientizezi că le are și în felul ăsta tu nu te mai îndrăgostești de acel om nebunește, încât când își manifestă părțile alea negative să fii dezamăgit
și să fii terminat. Dar vezi, uite aici este problema cu amăgirea și dezamăgirea. Prima dată te amăgești că un om este doar fain și după aia ajungi să te dezamăgești. Și ajungi să vezi părțile lui, na. Și asta ar fi foarte frumos. Și nu am mai ajunge la dezamăgiri, cum să la relațiile noastre, dacă am conștientiza că toți oamenii sunt, au toate trăsăturile din lumea asta. Da, uneori un om este calm, alteori se enervează. Și când se enervează, nu trebuie să pui presiune pe el. Dar n-am știut că tu te enervezi, ba da. Dar ce repede te enervezi. Bă, om și eu, e om și el. Își pierde răbdarea uneori, uneori este leneș, uneori n-are chef să facă nimic. Alte ori știu eu, e delăsător, alte ori este impulsiv, alte ori nu. Toți oamenii suntem așa, doar că în diferite momente ale vieții noastre. Da, asta e foarte important. Mi-ar plăcea să vorbim despre îndrăgostire și să aducem în atenție și oglindirea, ce rol joacă în acest proces de îndrăgostire, dar sunt convinsă că vom avea timp în lunile viitoare sau anii viitori. Foarte interesant, da. Despre echilibru vorbim și noi astăzi, sau despre neutralitate. Și vorbim data trecută că acțiunile pe care noi le facem în dormitorul conjugal, în patul conjugal, sunt mai degrabă neutre decât rele sau bune. Mm-hmm. Ce stă la baza acestei idei pe care tu mi-ai scris-o în script? Băi, uite, eu mulți ani de zile credeam în lucruri rele și lucruri bune. Și cu timpul am ajuns să înțeleg că, de fapt, lucrurile sunt. Și în funcție de diferite contexte, unele lucruri devin faine, devin bune, devin constructive și altele devin destructive, nesănătoase și așa mai departe. Deci, ce vreau să zic este că acțiunile noastre sunt neutre. Nici bune, nici rele, și noi ajungem să punem eticheta asta de acțiune bună sau acțiune rea în funcție de valorile noastre. Adică dacă o anumită acțiune slujește valorilor sau intereselor noastre, vom fi tentați să o numim bună. Dacă, în schimb, ne împiedică în trăirea valorilor noastre, suntem tentați, înclinați cu toții, să o numim rea. În funcție de valorile noastre personale sau în funcție de cum este primită de către partener, deci în funcție de valorile lui? Nu, în funcție de valorile personale. Okay. De exemplu, minciuna. E rea sau e bună? Păi rămânem la ideea că este neutră. Da? Fii atent aici. Dacă soția mea mă minte pe mine, voi fi tentat să spun, bă, nesimțit-o, cum o să mă minți? Așa ceva nu tolerez în relația noastră. Nu accept minciuna, e cel mai urât lucru, minciuna, trădarea, infidelitatea, exclus așa ceva. Mă, dar dacă într-o zi soția mea minte pe altcineva și îmi face mie un bine, parcă nu mai sunt atât de vehement cu ea și zic, băi, Oana... Parcă nu mai atât de resimțită. Da, păi, nu-i bine că ai mințit, dar totuși, bă, parcă totuși e bine, că, uite, ne-ai salvat, nu știu ce, habar n-am ce situație. Uite, am chiar un exemplu concret în situație, în direcția asta. De mult, era încă în viață omul ăla, foarte credincios, și ținea foarte mult la principii, inclusiv la principiul ăsta al onestității. Și la un moment dat, într-o zi, băiatul lui, care n-avea 18 ani împliniți, i-a luat cheile de la mașină, s-a urcat în mașină, a vrut să dea câteva ture în jurul blocului, n-a reușit, la prima intersecție a făcut accident. Și evident că băiatul, disperat, l-a sunat pe taicăsu, tati, am făcut accident, hai ieși repede afară, că uite aici, la colțul blocului, am făcut accidentul. Nu, taicăsu a ieșit și primul lucru pe care l-a făcut, a intrat în mașină, a spus lui fiul, dispar de aici să nu te văd, pleacă, și după aia s-a dus la, mă rog, la șoferul respectiv și a zis, știi ceva, n-a fost fiul meu la volan, am fost eu. S-a gândit, evident, să-l scape pe fiusul de dosar penal și de alte chestii. No. Bine, zic că am salvat pe amândoi, din câte știu eu, dar... Bă,
Să fie pe amândoi, să fie doar pe fiu, să nici nu mai contează. Ideea este că în cazul ăsta, acest om s-a simțit îndreptățit să mintă. Uh-huh. Pentru că minciuna respectivă i-a slujit valorilor lui. Și în cazul ăsta, soția lui l-a felicitat, fiusul l-a felicitat și niște prieteni care au asistat la povestea asta au spus, bă, bravo, și noi am făcut la fel pentru fiul nostru. Aceiași oameni care în alte contexte pun o etichetă negativă pe minciună și o denigrează și o huiduie și să nu auzim de așa ceva. Asta e doar un exemplu banal care arată că o anumită acțiune devine bună sau rea în funcție de percepția noastră, de interesele noastre, de cum trăim noi în viață. Da. Și cred că la fel se întâmplă și cu ce se întâmplă în domeniul sau în patul conjugal. Unele lucruri sunt bune sau rele în funcție de cum ne slujesc nouă intereselor noastre. Da? Și în funcție și de cum am fost noi educați să vedem anumite lucruri. Astea sunt două lucruri foarte importante. Și eu acum aș vrea să mă refer la oamenii, să vorbesc cu oamenii ăștia care cred că a face niște lucruri în patul conjugal e ceva rău. Mă, poate nu ți-a spus niciodată, dacă partenerul ți-ar spune lucrurile astea pe care ți le zic eu, poate ai crede că, nu știu, e manipulator, că își urmărește interesul, dar eu fiind din exterior, poate iei mai ușor ceea ce zic. Ce-i cu adevărat rău în ce-ți propune partenerul? De tot refuz să facă, să faci ceea ce îți propune partenerul. Ce-i așa de rău dacă faci ce îți cere partenerul? Nu știu, gândește la practica aia sexuală pe care el și-o dorește. Te rănește? Dacă te rănește fizic, atunci, da, este o problemă. Dar dacă nu, care este cu obiectivitate încearcă să analizezi situația asta? Rănește pe altcineva? Sau nu cumva este doar o etichetă pe care tu ai pus-o pe acea practică sexuală? Nu cumva de-a lungul timpului ți s-a băgat ție în cap chestia aia că este rea? Și încă un lucru care mi se pare important. Să știi că tu îi refuzi partenerului să facă anumite lucruri. Tu chiar nu vrei să le faci. Dar fii sigur că în lumea asta sunt milioane de oameni, sau poate habar n-am, miliarde poate, care fac fix lucrurile pe care tu le dai deoparte, le acuzi. Uh-huh. Nu, toți oamenii ăia care fac acele lucruri, toți ăia sunt depravați, toți ăia sunt niște perverși, ăia sunt niște dezaxați, ăia sunt, nu înțeleg. Chiar toți oamenii ăia sunt pierduți, dacă putem să vorbim în termenii ăștia, da, ăia o să-și piardă mântuirea și tu și oamenii care refuzați să faceți acele lucruri, voi o să fiți salvați pe veșnicie? Adică, cred că ar trebui să privești un pic lucrurile și din așa mai larg. Da, deci convingerea mea în final este, ca să tragem așa o linie, ar trebui să nu ne mai gândim la niște acțiuni ca fiind bune sau rele, ci hai să ne gândim în contextul relației noastre. Îi fac rău partenerului dacă fac lucrul ăsta sau îi fac un bine? Și, nu știu, la noi lucrurile astea, tot ce vă zic eu, noi am avut și v-am zis, da? Și la noi a fost discuții în relație cu soția mea, veneam din două medii diferite și am avut și noi discuții, evident. Foarte puțin din ceea ce zic eu aici, în întâlnirile noastre, nu ni s-a întâmplat și nouă. Foarte puțin. Deci tu ai fost pus în situația de a nu face sau de a nu accepta anumite cerințe ale soției tale. Da, sau invers. Ea a fost pusă în situația asta sau era în situația asta în care îi se păreau unele lucruri, bă, asta e prea de tot. Nu, și asta, vă dați seama că am avut de-a lungul anilor tot felul de discuții. De ce da, de ce nu, de ce așa, de ce nu așa. Hai să vedem dacă ar fi, dacă s-ar întâmpla treaba asta, unde s-ar ajunge? Cine ne-a băgat nou în cap că lucrul ăsta nu este în regulă? Dar inclusiv chestia asta, poate și tu o știi și mulți dintre cei care ne urmăresc. Se promovează mult în cadrul bisericii
în cadrul unor biserici că este rău, că este păcat să faci sex în ziua de odihnă sau când ești în post. No, și pentru unii chestia asta este literă de lege. Cum? Chinuitoare. Chinuitoare și pentru alții este literă de lege. Adică unii țin cont cu sfințenie de treaba asta și pentru partenerul de viață este, bă, stai mă, n-am înțeles care, deci e aberant, știi? Cum adică? Ce e așa rău să te apropii de partenerul tău și fizic, nu doar emoțional și spiritual, ce e așa rău să te apropii de partenerul tău fizic, sexual, în ziua de odihnă sau când ești în post? Nu intră în capul unor oameni treaba asta. Dar celălalt, pentru că e foarte religios, foarte conservator, spune nu, așa ceva exclus. Și dai seama că și de aici pot să apară foarte multe povești, multe, multe frustrări. Și noi am avut discuții de genul ăsta acum 20 și ceva de ani și mă bucur că și eu și Oana am reușit să trecem peste setările pe care le-am avut și noi în, da, cu care am intrat noi în relație. Și chiar dacă uneori s-a lăsat cu supărare și cu acuzații de genul ăsta, ești îngust la minte sau îngustă la minte, noi avem o expresie, constipat, știi? Că nu-ți dai voie să gândești, așa. Însă, cu timpul, tot citind și tot gândindu-ne, am ajuns la concluzia că este o mare, mare prostie să permiți altor oameni din exteriorul relației să gândească în dreptul tău. Dar, din păcate, știi cum e, Consuela? Din păcate, când vine vorba și de relații sexuale, noi gândim în mentalitatea aia diferită înseamnă greșit. Da. Și dacă soția mea avea o perspectivă diferită de a mea când venea vorba de relații sexuale, evident că eu o consideram greșită pe ea și încercam să o schimb și o acuzam și îi reproșam și aveam o atitudine de persecutor, da? Știți rolul ăla, triunghiul dramatic al lui Cartman, persecutor, salvator și victimă, și de aici veneau tot felul de situații neplăcute, nu-ți mai ardea să faci sex când ajungeai la subiecte de astea, da. Și am învățat de-a lungul timpului că această mentalitate diferită înseamnă diferit, trebuie aplicată și în relația de cuplu și când vine vorba de relație sexuală. Adică dacă soția mea are o perspectivă diferită de a mea, e doar diferită. Hai să văd de ce gândești tu în termenii ăștia, de ce vrei tu să faci anumite lucruri și hai să văd ce pot învăța din treaba asta și hai să văd cum ne poate ajuta în relația noastră faptul că tu ești diferită de mine. Deci asta pentru mine a fost una dintre cele mai mari revelații pe care am avut-o de-a lungul anilor. Când ești diferit de mine, în loc să încerci să te schimb, mai bine încerci să învăț. Și foarte bine că tu ești diferită de mine, pentru că uite, am ocazia să învăț niște chestii pe care dacă tu erai la fel ca mine, nu aveam ocazia să le învăț. Făceam la fel. Gândeam eu într-un fel, gândeai și tu, unde era progresul? Nu era progres. Dar faptul că suntem diferiți, avem ocazia să învățăm unul de la altul. Și ca să nu rămână oamenii cu impresii false, nu a fost ușor. Adică n-a fost ușor ca eu să ajung să învăț de la Oana, din diferențele Oanei, și nici Oanei nu i-a fost ușor să învețe din diferențele mele. Dar de faptul că eu eram diferit. Însă, după ani de zile, mă rog, tot citind și tot discutând și tot punând lucrurile cap la cap, am ajuns să vedem și în felul ăsta relația. Și acum vreau să zic că pentru noi este o bucurie când ajungem în situații în care partenerul este diferit de noi și putem să învățăm unul de la altul. Da. Am aici două întrebări. Te ascult. Este posibil ca partenerul să accepte mai ușor ceea ce eu îi cer dacă eu învăț să-i cer? Adică are cumva logică și rost și modul în care pun pe masă cerința mea, cererea mea? Categoric. Una este să mă duc la soția mea și să-i spun, uite, felul în care tu gândești și acționezi, și acum rămâne la subiectul nostru, din punct de vedere sexual, este greșit. Deci eu când, din start când am plecat cu premiza asta, că felul în care este ea e greșit, eu am deja o atitudine de superioritate
Și felul în care pun problema o face pe ea să se simtă respinsă, defectă, neacceptată și fără să gândească ea prea mult, intră pe pilot automat, intră pe se activează sistemul ei limbic și practic intră în luptă cu mine, intră în defensivă, nu e adevărat, ești tu greșit, se apără, devine ofensivă, agresivă. Dar ce, tu nu te vezi pe tine? Pe tine măta și tatu și biserica și mai știu eu cine te-a învățat altfel și nu vine tu să mă corectezi pe mine, cât eu cunosc oameni care gândesc ca mine și care fac ca mine și ei, uite ce, pot să spui că ei au greșit și încep luptele astea inutile, prostești. Și cu tot o altă perspectivă este când te duci la partenerul tău și spui, uite, văd că tu în situația asta ești diferită de mine. Nu greșită, ci doar diferită. Pentru moment, mie mi-este greu să accept varianta ta, să accept punctul tău de vedere. Eu, uite, am fost crescut 20 de ani, 30 de ani în alt fel. Pentru mine, în prezent, lucrul ăsta este de neconceput. Nu judec felul în care tu trăiești, dar mie mi-este greu, la felul în care am fost eu educat, bagajul meu informațional, educațional, religios, spiritual, emoțional, mă face să nu pot să accept ușor ceea ce faci tu. Uite, îți promit un lucru. Sau, în primul rând, îți cer ceva și după aia îți promit ceva. Uite, îți cer ca pentru 3 luni sau 6 luni de zile, dorința asta a ta, care e foarte legitimă, pentru tine e foarte legitimă și justificată. Uite, te rog ca 3 luni sau 5 luni sau 6 luni de zile să o pui pe pauză. Nu că e greșită, ci doar că nu o pot înghiți eu, nu o pot tolera eu. Și îți promit că eu în perioada asta de 3 sau 6 luni de zile o să lucrez cu mine. Citesc, mă informez, fac terapie și văd ce pot să schimb și eu în viața mea, astfel încât să înțeleg mai bine perspectiva ta și să o accept. Și pentru deci, practic, ne propunem un timp în care partenera mea face un compromis. Nu e compromis, e... Avem un pas în lumea ta. Da, ea face un pas către mine și nu mai cere să fac ceva ce mie mi-e foarte greu să fac. Iar eu nu stau cu mâinile în sân să zic, bine, dacă uite, femeia mea e îngăduitoare, perfect, nu. Mă bucur că este îngăduitoare, dar în același timp eu lucrez cu mine ca să învăț să-i accept perspectiva, să învăț să-i înțeleg perspectiva. Și în felul ăsta amândoi lucrăm. Da? Soția mea într-un fel, eu în alt fel. Și după aia ne întâlnim la mijloc. Îți mulțumesc că tu ai fost îngăduitoare cu mine 3 luni de zile. Uite, eu în perioada asta ce am înțeles, că ceea ce îți dorești tu nu e chiar atât de vătămător și nu e chiar atât de rău pentru relația noastră. Că mi s-a deschis mintea. Deci aș vrea să nu uite lumea contextul în care noi discutăm lucrurile astea acum. Noi discutăm în contextul în care problemele din relația de cuplu vin din niște cauze. Și cauzele, de cele mai multe ori, sunt convingerile noastre. Convingerile noastre ne dictează comportamentele. Și noi dacă facem sau nu facem ceva în relație cu partenerul nostru, este din cauza faptului că avem anumite convingeri care ne blochează anumite acțiuni sau care ne determină anumite acțiuni. Sănătate! Mulțumesc! Știi expresia aceea, pofta vine mâncând? Așa. O putem aplica și în cazul relațiilor intime, în ideea că până ajungem să discutăm concepte în relație, până ajungem să ne deschidem astfel încât să atingem aceste subiecte care, sincer, când vorbim despre sex, sexualitate, intimitate, sunt greu de atins dacă nu avem un background, dacă nu avem o educație în sensul ăsta. Dar, acceptând un anumit gest, o anumită acțiune, în patul conjugal, ar putea fi începutul rezolvărilor acestor discrepanțe, să le numim? Da, da, asta cred că este o realitate în dreptul multor cupluri. Dar până să ajungi ca vorba aia să devine realitate, pofta vine mâncând, adică să înceapă să-ți placă, să faci anumit lucru, cred că este foarte important ca să existe o înțelegere la nivel de mentalitate, da, o înțelegere cognitivă între cei doi, și anume, uite, știu că nu-ți place, dar aș vrea doar să încerci, să vezi cum e.
Și mai mult, cred că trebuie luat pe pași. Puțin, câte puțin, câte puțin. Pentru că pentru unii oameni cred că poate să fie de-a dreptul, nu știu, scandalos, înfricoșător să facă anumite lucruri. Și acum nu aș vrea să dau exemple, pentru că e atât de subiectiv domeniul ăsta, pentru unii ar fi de râsul lumii. Dacă am dat niște exemple, altora li s-ar părea exagerate și n-aș vrea să intrăm în exemple, vreau să vorbim despre principii. Băi, uite, nu facem chestia asta până acum în relația noastră, hai să o încercăm. Dar nu încerci din prima la nivel maxim. Hai să o luăm prima dată, primul pas, așa, puțin, să vedem cum e. Dar până ajungi să faci ceva concret, să inițiezi ceva concret, e nevoie ca să ai acordul partenerului. Eu pe asta, mi se pare fundamental într-o relație. Nu propui nimic, nu încerci nimic, până partenerul nu spune, da, îmi doresc și eu. Pentru că altfel, din perspectiva mea, intrăm la domeniul abuz. Forțezi, încalci libertatea partenerului și s-ar putea de multe ori partenerul, din diferite motive, poate că este frică să nu te piardă, sau este în rolul ăsta de victimă, dar tot din același motiv, din frică să nu te piardă. Cedează, te lasă pe tine să conduci lucrurile, să faci ce vrei, dar în sufletul lui adună, pe lângă frustrare și resentimente, adună foarte multă vinovăție. Și vinovăția asta poate să fie față de sine sau față de Dumnezeu. Uite ce am făcut. Însă, și nu cred că e sănătos deloc. Nu cred că e sănătos, nu cred că ar trebui să te bucuri în momentul în care l-ai convins pe partener să facă ce vrei tu, dacă el nu a fost convins și la nivel rațional și la nivel emoțional. Și aici nu ne referim doar la acțiuni, ne referim și la frecvență. Și la frecvență și la orice. Eu sunt, poate exagerez cu treaba asta, însă pentru mine este fundamental ca, mai ales aici când vine vorba de viața sexuală, cei doi să crească. Deci să nu se ducă unul foarte sus și el să rămână jos și ăsta să fie forțat să ridice după el. Creșterea trebuie să fie așa, puțin eu vii după mine, puțin tu vin eu după tine, câte un pic, câte un pic, unul, când altul. Pentru că dacă se ajunge la foarte mari diferențe între cei doi, e posibil să se rupă lucrurile rău acolo. Da, eu pe asta merg. Hai să ne înțelegem, hai să discutăm. Este singura modalitate, singurul mecanism ca lucrurile să meargă sau sunt și anumite standarde deja trasate? Știm deja ce este normal și ce poate fi exagerat și la ce este exagerat putem să începem negocierea. Unde găsim, practic, nu știu, o limită între ce e sănătos și normal și ce poate fi exagerat și eventual dăunător? Băi, Consuel, la chestia asta cu normalitatea și cu exagerarea, iarăși mă feresc să vorbesc în termenii ăștia. Pentru că ce e normal pentru tine, nu e normal pentru mine. Și ce e normal pentru mine, nu e normal pentru tine și tot așa. Normalul a devenit normal în momentul în care eu am ajuns să fac niște lucruri mai des. Și pentru că le fac mai des, pentru mine sunt o normalitate. Și tu, pentru că faci alte lucruri mai des, sunt o normalitate pentru tine. Și fiecare are normalitatea lui. Și dacă eu ajung să îi impun soției mele normalitatea mea și îi spun, da, e normal să facem treaba asta, o jignesc pe ea, o judec, o anulez, pentru că nu îi validez normalitatea ei. Și de asta eu nu aș discuta în termen de ce este normal pentru mine, n-aș discuta în termen de ce este, care este normalul și noi să ne raportăm la cel normal, ci hai să ne cunoaștem pe noi, hai să ne înțelegem pe noi înșine, și să vedem ce e normal pentru noi. Că dacă eu aflu, de exemplu, dintr-o statistică, că pentru 90% din femei este normal să facă sex de 5 ori pe săptămână. Dau un exemplu banal. Și văd că soția mea vrea numai de 2 ori. Și spun, băi, e normal de 5 ori, tu de ce nu vrei? Dai seama că ea ajunge să se simte defectă și îi vine să
le omoare pe toate femeile alea care declară că ele, pentru ele e normal de 5 ori pe săptămână? Da. Și ajunge să urască toate studiile astea, toate sondajele astea, când eu îmi permit să o încadrez pe ea în acea normalitate. De aceea pe mine nu mă interesează ce se spune despre femei, ci doar așa la nivel de idee. Dar ce mă interesează pe mine cel mai mult este să o cunosc pe Oana așa cum este ea. Cât îți dorești tu? Cât de des? Cât de creativ? Cât de condimentat? Cât de nebunatic? De unde îți vine ție fantezia asta? De ce vrei tu să faci lucrurile în felul ăsta și nu în alt fel? Unde ai învățat tu chestia asta? De ce îți face ție plăcere așa și nu altfel? Că am auzit că unii zic că lucrul ăsta lor le-ar face plăcere și pe tine te îndepărtează, te face să spui așa ceva, nu. Iar alții care spun despre altă practică sexuală că este disgrațioasă, exact aia ție îți place. De unde vine chestia asta? Și stai și discuți cu ea și ajuns să o înțelegi. Aha, tu vrei așa pentru că primele tale experiențe sexuale au fost în felul ăsta. Da? Primele experiențe sexuale, în primul rând, se întâmplă în mintea noastră. Sper că știe toată lumea treaba asta, da? Mă bucur că ai ajuns în zona asta, pentru că aș vrut chiar să te întreb dacă nu cumva aceste fantezii sexuale pe care noi le avem se bazează sau sunt formate în urma unor experiențe sau în urma chiar unor traume. Da, adică deci lucrurile pe care partenerul le poate considera exagerate, să fie ajuns să fie exagerate, pentru că normalul pe mine mă plictisește sau nu mai simt niciun fel de plăcere normal. Nu, vezi, iarăși, e bine că tu folosești cuvintele astea, pentru că tu ești cumva vocea poporului și pentru mulți oameni, da, foarte mulți oameni folosesc cuvântul ăsta normal. Însă, repet, pentru fiecare om au ajuns să fie normale niște lucruri pentru că așa le-a făcut de când se știu ei. Și au mai auzit niște oameni care fac la fel ca ei și au tras concluzia, vezi, e normal. Dar tot pe atât de adevărat este că sunt alți oameni care și-au început viața sexuală altfel, cu alte informații, în alte contexte, cu alt bagaj emoțional, spiritual, sexual și așa mai departe, și oamenii ăia și-au format o altă normalitate și lor le place altceva. Ei sunt atașați de alte lucruri, își doresc altceva și pentru ei chestiile alea sunt normale și incitante. Și normalitatea ta pentru acei oameni e plictisitoare. Și eu cred că în felul ăsta se ajunge, nici nu știu exact, nici nu m-am uitat în Dex, dar cred că nici nu mă interesează atât de mult definiția Dex-ului pentru fantezie. Însă, așa, popular vorbind, din ce mi-a rămas mie de-a lungul anilor în mintea mea, și cred că asta poate este mai important, ce e o fantezie, Consuela? Chiar acum vreau să caut. Asta vrei să cauți? Da, asta vreau să caut, să văd ce ne spune Dex-ul pentru fantezie. Găsești tu acolo ce scrie Dex-ul. Definiția populară care este? Dacă poți să zicem definiția populară. Înțelesul popular pentru fantezie. Ce este? Sună mai mult la ceva imaginar. E ceva ce nu se face, nu? Cam asta e ideea. Da. Ceva la care ceva... nu te ajungi ușor. Da, ceva la care îți dorești foarte mult, ceva la care visezi și ceva la care s-ar putea să n-ajungi. Cam asta e definiția populară. Cel puțin asta în mediul în care am crescut eu, fantezezi. Adică, bă, te gândești la cai verzi pe pereți. Îți dorești ceva ce nu există și nu o să primești niciodată. Nu? Da. Hai că ai găsit, zi. Capacitatea omenească de a crea noi reprezentări sau idei pe baza percepțiilor, a reprezentărilor sau ideilor acumulate anterior. Imagine produsă de această facultate, imaginație, reverie. Sau gust, înclinare, dorință ieșită din comun, ciudată a cuiva. Ok. Ciudată, adică nu-i normală. Adică nu-i ca mine. Nu adică tipică. Nu ești ca mine. Cum? Atipică. Da, atipică. Și vezi, încă o dată ajungem la ce am vorbit noi mai devreme. Diferit înseamnă ciudat, înseamnă greșit. Dacă nu ești ca mine, dacă nu-ți dorești ce-mi doresc eu, este ciudat, este atipic. Adică, de multe ori, greșit.
Și acum, mie aici mi se pare foarte interesant. De ce ce-mi doresc eu numesc normalitate și ce-și dorește soția mea numesc fantezie? Și fantezia, atenție, de multe ori este spusă cu conotație negativă. Nu? Mm-hmm. De multe ori. Cu sens de capriciu. De capriciu sau poate chiar de perversiune. Mm-hmm. De ce ce-mi doresc eu trebuie să fie ceva normal și ce-și dorește soția mea să fie ceva greșit, ceva atipic, adică ceva pervers, ceva imoral, ceva nemai întâlnit? De ce? E o întrebare pe care și soția mea și-o pune. Pentru că felul în care ea s-a format în copilăria ei, ce a văzut, ce a auzit, ce a citit, la ce a visat, da, toate, tot ce a fost în jurul ei, i-au format și ei percepția despre viața sexuală. Și pentru ea sunt niște lucruri normale. Sunt plăcute, sunt normale, sunt de dorit. Și ea vine cu bagajul ăsta în relație cu mine și eu când aud ce spune ea, zic, o, fantezie, o, perversiune, eu nu vreau așa ceva. De ce trebuie să judec eu în felul ăsta? Practic eu îi anulez tot trecutul ei, îi anulez tot felul în care ea s-a format. Și ea, la fel când se uită la mine, la felul în care eu m-am format, pune eticheta de greșit. Zi. Te ascult cu drag și mi-ai aruncat foarte frumos mingea la fileu pentru că mi pregătisem în prealabil ideea aceasta. Am citit în urmă cu 2 ani, cred, sau 3, Inteligența erotică. Mi s-a părut o carte foarte bună și știu că în ediția trecută ai recomandat-o și tu cuplurilor noastre pe care ne urmăresc. Acolo era expus un caz al unui individ foarte interesant, cu un statut social foarte fain, dacă mi-aduc bine aminte chiar conducea ceva, o firmă destul de importantă. Era un om respectabil, se raporta super frumos și elegant cu toată lumea, toată lumea îl considera un adevărat lider, iar partenera lui era cumva în incertitudine pentru că nu știa cum să-l traduc, întrucât acasă, în patul conjugal, era complet altfel. Îi plăcea să domine și ajungeau la un moment dat chiar în zone unde ea se simțea inconfortabil pentru că nu putea să-l vadă în ipostazele astea, știindu-l în starea lui de zi cu zi altfel. Practic, normalitatea asta poate fi și imaginea pe care ne-o conturăm în timpul zilei, care nu e obligatoriu să fie similară cu cea din timpul nopții. Mhm. Cum facem media între cele două sau cum ne putem păstra atât de deschiși încât să acceptăm două variante de personalități cumva ușor diferite? De ce în patul conjugal ne manifestăm și altfel? Iartă-mă, multe întrebări. Da, da, da. Păi, în primul rând, cred că mai avem un minut sau două maxim. Uite, un start bun pentru ediția viitoare. Da. Mai avem 3 minute. Bun. Păi, știi cum este, Consuela? Sau cum este, o bucățică a realității, o perspectivă mică. Când vine vorba de, și de viața asta sexuală, dar de fapt când vine vorba de orice aspect al vieții noastre, noi avem niște setări, da, niște setări mentale, mindset-uri, sau niște convingeri. Putem să le zicem oricum, tot aici, între niște programe. Și e foarte posibil ca acest bărbat să aibă niște setări mentale când vine vorba de aș conduce angajații, de a relaționa cu oamenii din jur, să aibă anumite setări mentale, dar când vine vorba de viața lui sexuală, să aibă o altă setare mentală. Da, el, pentru el, viața sexuală înseamnă să domine, înseamnă să... Ce mai scrie acolo? Nu știu, nu mi-aduc aminte povestea asta, dar ideea pe scurt este că în societate părea un om ca lumea, etic, dar în dormitor era dominator și cred că lucrul ăsta nu îi făcea bine soției, nu să înțeleg. Da, nu părea neapărat că este deranjată de ceva fizic, de o durere fizică, părea mai mult cumva dusă într-o eroare, că nu știa cum să se raporteze corect la el, pentru că nu prea asemănau cele două personalități pe care ea le întâlnea. Da, pentru asta e nevoie de văzut ce anume a contribuit la formarea identității lui sexuale. Când a început să se formeze identitatea lui sexuală, cum a fost influențat? Cine l-a influențat? De ce a ajuns el ca să fie așa de dominator
până acolo încât să o îngrijoreze, poate, pe partenera lui. Și înțelegându-i trecutul, ajungi să te luminezi. Aha, de acolo este, de acolo ți se trage. Iar lucrurile astea pot fi ameliorate. Asta e partea bună. Indiferent că este foarte dominator sau foarte submisiv sau foarte cum o fi el, poate fi ameliorat. Poți să devii mai puțin dominator sau poți să fii mai dominator sau poți să fii mai creativ sau poți să fii mai, să-ți dorești mai mult sau să-ți dorești mai puțin. Tot felul în care tu te-ai format la începuturile vieții tale sexuale, felul acesta poate să fie educat, poate fi ameliorat, poate fi crescut, poate fi scăzut. Asta e vestea bună. Nu este un dat. Nu înseamnă că dacă te-ai format într-un fel, așa trebuie să și rămâi. Dar până una alta, ca să încheiem discuția asta, când ajunge să-ți se pară ceva anormal, și pun ghilimele de rigoare, la partenerul tău, nu mai judeca că este anormal, ci încearcă să înțelegi. De unde vine treaba asta? Ce s-a întâmplat în trecutul tău încât tu ai ajuns să-ți dorești lucrul ăsta? Și când o să înțelegi trecutul partenerului tău, o să vezi că, în primul rând, starea ta sufletească va fi una de compasiune, de empatie. Aha. Deci de asta ești tu azi în prezent așa, pentru că, uite, asta ți s-a întâmplat ție în trecut. Și pot să fie niște întâmplări neplăcute în trecutul partenerului sau poate să fie niște întâmplări plăcute care l-au format așa cum este astăzi. Și când înțelegi trecutul, îți este mult mai ușor să accepți prezentul. Și după aia, după ce l-accepți, poți să lucrezi cu partenerul, să-l schimbi sau să-l îmbunătățești, bine, dacă și el vrea. Deci ăla e deja pasul următor. Dar nu încerca să schimbi ceva la parteneri până nu înțelegi ce se află în spate. Că de multe ori, simplu fapt că înțelegi, te face să accepți atât de bine lucrul respectiv, încât nici nu-ți mai dorești să-l schimbi. Da. Te ascultăm cu drag și mă gândeam că am început cu vorbind despre îndrăgostire și încheiem vorbind despre capacitatea de a ne înțelege partenerul și de a studia cumva trecutul pentru a înțelege cine suntem astăzi. Florin, îți mulțumim tare mult și ne bucurăm să știm că duminica viitoare la aceeași oră 2 ne vom reîntâlni cu tine pentru că avem nevoie de sfaturi și îndrumări. Doamne ajută! Vreau să discutăm data viitoare despre continuăm subiectul ăsta și vreau să începem cu diferența între religiozitate și spiritualitate. Pentru că puțină lume face diferențe la asta și ne va ajuta mult în discuția noastră. Să ne vedem cu bine! Îți mulțumesc tare mult! Vă mulțumim și vouă pentru că ați rămas până la finalul ediției. Rămâneți cu bine! Duminica viitoare ne reîntâlnim! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.